Când visul poneiului urât de a avea o înfățișare frumoasă ca un unicorn se împlinește cu consecințe totuși neașteptate. Thelma este un ponei tânăr, căruia îi place să cânte și visează mereu să devină un idol celebru. Ea a lucrat din greu la melodiile ei și a format o trupă cu prietenii ei, Otis și Reggie. Otis este un măgar de fermă care este un expert la chitară, iar Reggie, Lama, se ocupă de tobe. Împreună se numesc Rusty Buckets. După ce și-a terminat legendara performanță, Thelma se pregătește pentru dorința mult așteptată, surfing în mulțime. Din păcate, totul este doar un vis deocamdată, dar o oportunitate le bate la ușă. Un concurs de canto este în jurul colțului și Rusty Buckets sunt gata pentru asta. Până atunci, Thelma și prietenii ei continuă să lucreze la slujbele lor, dar mințile lor sunt blocate la audiții. Au încercat de 10 ani, dar nu au ajuns niciodată la marea scenă pe care o merită. Otis o sfătuiește pe Thelma să nu-și mai facă griji despre a cânta muzica pe o scenă mare. Orice loc este bine dacă cântă muzică împreună. Cu toate acestea, Thelma vrea să fie faimoasă ca delfinul cântător Nicki. Este cel mai recent videoclip al ei a spart internetul. Totul la ea poate fi fals, inclusiv cornul ei, dar asta nu contează când cântă cel mai mare festival de muzică, Sparkle Palooza. Thelma dorește să fie în locul delfinului, în loc să lucreze la fermă și să ducă bălegar puturos la animale. Cel mai mare concurent al ei la audiții sunt niște cai care sunt dresați cu cântăreți profesioniști. În timp ce încearcă să evite, Thelma alunecă și tot bălegarul cade peste ea. Ca își bat joc de ea și o sfătuiesc pe Thelma să nu se deranjeze, să se jeneze din nou la audiții. Mai târziu în acea noapte, în timpul audițiilor, caii dau o performanță spectaculoasă și câștigă favoarea judecătorilor. Următorul este rândul lui Rusty Bucket. Thelma nu este deranjată să se jeneze din nou la audiții. Thelma este foarte nervoasă și se duce treptat la microfon pentru a-și prezenta trupa. Dar înainte de a-și termina sentința, judecătorii întreabă următorul concurent. Thelma rămâne șocată și cere șansa de a evolua, dar arbitrii spun că nu are aspectul unei vedete. Un idol ar trebui să aibă scânteia care luminează scena de îndată ce calcă pe ea. Thelma devine deprimată și se izolează ea însăși de toată lumea. Otis nu o poate vedea așa și aduce un joc de societate pentru a-i distrage atenția. Un personaj unicorn îi atrage atenția Thelmei, dar Otis spune că este un personaj rar, care poate fi dobândit doar la un nivel de joc cu adevărat înalt, pentru că toată lumea iubește unicornii. Acest lucru o face pe Thelma să se întrebe de ce nu este la fel de atrăgător ca unicornul. Indiferent de câte ori ar încerca, nu va reuși niciodată în această carieră din cauza aspectului său obișnuit. A doua zi la serviciu, Thelma găsește un morcov și îl pune ca pe un corn. O face să realizeze cât de uimitoare va arăta ca un unicorn. Thelma îi arată lui Otis, dar acesta nu înțelege punctul ei și cere mai multe explicații. În timp ce sunt distrași, un șofer de camion se prăbușește accidental la fermă și aruncă puțină vopsea și sclipici pe Thelma. Ea se transformă într-un unicorn roz cu păr argintiu și praf magic. Thelma începe să sară de bucurie și îl roagă pe Otis să facă niște poze pentru a le posta pe Instagram. Ea vrea să creeze un profil nou ca unicorn și să-l șteargă pe cel vechi. Otis încearcă să explice că vechea Thelma este adevărata Thelma, dar nu-l ascultă. Deodată o fetiță se oprește la fermă pentru a o privi mai atent pe Thelma. Face câteva poze cu Thelma și le postează online. În curând, întreaga fermă se aliniază cu oameni care vor să facă poze și să pună întrebări. Vor să știe ce puteri magice are, așa că Thelma spune că poate cânta. Publicul începe să cerșească pentru un cântec, așa că Thelma îi cere trupei să meargă să-și ia instrumentele. Aceasta este șansa pe care o cântau. Oamenii care nu au acordat niciodată atenție talentului Thelmei vibrează acum cu cântecul ei. Ajung acolo și reporterii de știri și transmit spectacolul în direct în întreaga lume. Toată lumea începe să asculte muzica Thelmei și nu se poate opri să-i admire talentul și privirile captivante. După ce și-au luat rămas bun de la fanii ei, Thelma încearcă să creadă că tocmai s-a întâmplat asta. Oamenii iubeau cântecul ei. Otis este de acord, dar acum vrea ca Thelma să se spele și să revină la realitate, dar ea refuză imediat. Asta este tot ce și-a dorit vreodată. În sfârșit este specială, iar alții îi acordă atenție. Cu aspectul ei viral, gălețile ruginite vor avea în sfârșit o șansă în industria muzicală. Înainte ca Otis să poată spune ceva, Thelma începe să-și arate videoclipurile pe rețelele de socializare. A spart internetul. În curând vor fi la fel de faimoși ca și delfinul Nicki. Neștiind viitorul ei concurent, Nicki este
este ocupată să se bucure de viața ei luxoasă alături de echipa ei de dansatori Pool Boys. Asistenta ei, Megan, aduce programul și îi spune lui Nicky să se pregătească pentru o zi plină. Deodată, managerul ei, Vic Diamond, sosește și o informează pe Nicky despre recezia îngrozitoare a ultimului ei spectacol. Lui Nicky nu-i pasă de asta pentru că fanii ei încă iubesc melodiile ei. Auzind asta, Megan verifică topurile muzicale și dezvăluie că melodiile lui Nicky își pierd din popularitate. Faima ei se află pe sprijinul vieții și au nevoie de un cântec de succes pentru a reveni în vârf. Altfel, cariera ei va fi moartă. Nicky încă se poartă la fel de arogant ca înainte și cere lui Vic să repare totul. Între timp, Thelma este ocupată să joace jocuri de societate cu Otis. Dintr-o dată aude niște sunete și îi urmează pentru a o găsi pe Peggy Purvis în casă. Este un producător muzical legendar care s-a retras cu ani în urmă, deoarece Peggy este oarbă și nu poate vedea cum arată Thelma. A venit aici doar pentru că admiră muzica Thelmei. Peggy crede că Thelma este înzestrată cu o voce melodioasă și poate face pe oricine să devină fanul ei. Tot ce are nevoie este să lanseze un album și Peggy este aici pentru el. Thelma este cu adevărat copleșită și nu-i vine să creadă că a ajuns într-un adevărat studio de muzică. Zidul este plin de cântăreți celebri, iar în curând vor fi și Rusty Buckets acolo. Thelma întreabă dacă Peggy îi poate duce la Sparkle Palooza, dar Peggy refuză să promită ceva. Dacă Thelma vrea să ajungă acolo, trebuie să cânte adevărul și trebuie să-l cânte din inimă. Thelma este de acord și se pregătește să lucreze la următoarea ei melodie. Ei petrec zile și vizitează diferite locuri pentru a obține inspirație pentru cântecul lor. În sfârșit se pregătesc pentru înregistrarea finală, dar este întreruptă de un apel de la Vic Diamond. Vrea să-l prezinte pe Unicorn în emisiunea lui Nicky în seara asta, dar Peggy refuză oferta pentru că nu are încredere în el. Vic o acuză că stă în calea succesului Thelmei, așa că Peggy o cere o secundă pe Thelma în opinie. Thelma este imediat de acord și devine entuziasmată de această mare oportunitate. Otis îi cere lui Thelma să spele mai întâi vopseaua, dar Thelma nu vrea să riște nimic care poate strica șansa în seara asta. Ei fug la aeroport, de unde sosește avionul privat al lui Vic să-l ia. Vic îi ignoră pe toți ceilalți și se concentrează pe Thelma. Îi admiră frumusețea și îi oferă brățări cu diamante. Thelma își menționează trupa, dar Vic nu pare să-i placă. După aterizare, Vic se urcă în mașină cu Thelma și le cere celorlalți să ia o altă mașină. În mijlocul călătoriei lor, Vic aruncă o rachetă către cealaltă mașină și îi distruge motorul. Peggy rămâne blocată cu Otis și Reggie pe drum, în timp ce Thelma este lăsată la teatru. Ea îi spune lui Vic să-și aștepte trupa, dar Vic spune că trupa a abandonat-o pentru că ei nu sunt pregătiți pentru marea scenă. Thelma nu poate pierde această oportunitate, așa că decide să evolueze singură. Ea urcă pe scenă și se prezintă ca Thelma Unicornul. După aceea, ea cântă melodia ei preferată și lasă publicul uluit. Vic folosește toate cele speciale efecte și reflectoarele suplimentare pentru a face performanța mai magică. El chiar amână performanța lui Nicky pentru a-i acorda mai mult timp Thelmei. Publicul a uitat deja de Nicky și se pierde în cântarea Thelmei. Vic și-a rămas bun de la Delfin și se pregătește pentru a începe un nou record cu Thelma. Nicky se enervează și sare pe scenă. Din cauza comportamentului ei violent, își pierde toți fanii. Thelma încă vrea să se întoarcă la Peggy, dar Vic o sfătuiește să se alăture companiei lui dacă vrea să ajungă la Sparkle Palooza. Pentru a o convinge pe Thelma, el chiar minte că trupa ei se poate alătura mai târziu. Thelma este de acord cu această condiție și semnează contractul. Când iese din teatru, fanii se adună la intrare pentru a lua autografe și fotografii. Deodată, ea îl observă pe Otis și îl întreabă unde era. Otis încearcă să explice incidentul cu racheta, dar Thelma presupune că inventează povești pentru că nu a vrut să fie pe scena mare. Dacă trupa ei nu îi se va alătura, atunci Thelma va trăi singură acest vis. A doua zi, canalele de știri sunt inundate de actualizări despre căderea lui Nicky și succesul Thelmei. Nicky crede că își poate reveni la locul ei dacă Thelma este distrusă. Așa că o sună pe Megan și cere să sape în trecutul Thelmei, pentru că toată lumea are niște mici secrete murdare. Din păcate, Thelma are un secret și este mai mare decât își poate imagina oricine. De asemenea, se simte rău pentru că a înșelat oamenii și începe să se gândească cum să dezvolte adevărata față fără a-și pierde faima. Mai mult, regretă că a lăsat în urmă pe Peggy și pe trupa ei. Imediat ce Vic sosește, Thelma îi spune că nu este de fapt un unicorn. Vic nu este surprins pentru că o știa deja. El folosește chiar și dinți falși pentru a câștiga atenția. Vic crede că adevărul este moartea succesului. În lumea showbiz-ului totul depinde de cum arăți. Thelma cedează și cere lui Vic sfaturi de succes. El începe prin a-i spune cât de importantă este schimbarea pentru o celebritate. Trebuie să faci ceva nou în fiecare zi pentru a câștiga atenția publicului. Se poate fi o coafură, machiaj sau haine noi. În al doilea rând, Thelma ar trebui să aibă un miros unic pentru a-și anunța prezența și de asemenea să transforme acest miros într-un parfum care
care să vândă la un preț mai mare. Vic și-a schimbat și personalitatea și chiar și numele pentru a câștiga popularitate. În al treilea rând, parteneriatul cu alte vedete vă poate crește popularitatea, deoarece 2 este întotdeauna mai bun decât 1. În acest scop, Vic o duce pe Thelma să întâlnească un cal pe nume Danny Stallion. Este o vedetă YouTube care a devenit virală peste noapte prin modul său unic de a amesteca și a vorbi. Thelma trebuie să se apropie de el și să devină un cuplu viral. Thelma se prezintă nervoasă, dar Danny își optește să se poarte mai drăguț. De asemenea, se preface că are un accent unic pentru că trebuie să-și plătească taxa de facultate medicală. Pentru a câștiga faima și bani, vedetele trebuie să ofere fanilor ceea ce își doresc. Spunând asta, Danny cere lui Thelma să pozeze cu zâmbete mari pentru mass media. Între timp, Otis și-a pierdut simțurile și continuă să joace jocuri de societate în memoria prietenii sale, Thelma. Reggie îi cere să meargă mai departe, pentru că Thelma l-a anunțat deja pe Danny că noul ei coleg de trupă. Ea a lansat chiar și o mulțime de produse pentru a-și promova duo-ul. Acum este timpul să producă prima lor melodie. Vic Diamond îi duce la studioul său numit The Huge Sellout Records, pentru că tot ce face aici se epuizează imediat. Thelma este șocată să vadă acest loc pentru că nu există niciun musical adevărat în instrumente. Ea își scoate caietul în care scrie versuri și melodii, dar Vic spune că nu au nevoie de el aici, au nevoie doar de o idee funky, iar aparatul de muzică AI va genera întreaga melodie. Danny a sugerat să facă o melodie despre CUD, pe care au folosit-o în videoclipul său viral. Ideea pare ridicolă, dar cumva funcționează și melodia ajunge în vârful topurilor muzicale. Toate albumele din parfumurile Thelma se vând ca niște chifle fierbinți. Nu este genul de melodie pe care Thelma a vrut să le prezinte, dar gustul succesului a făcut-o să uite de orice altceva. Între timp, Nicki observă totul de la distanță și cere lui Megan să șanseze planul. În dimineața următoare, Thelma organizează primul eveniment de fansign. Otis și Reggie ajung și acolo pentru a o felicita pe Thelma. Îi prezintă o capăr care va fi noul lor coleg de trupă. Acest lucru o face pe Thelma să fie puțin geloasă. Îi este dor de vremurile bune când îi plăcea să cânte cu oamenii pe care îi iubea. Acum este blocată cu ciudați și muzică de proastă calitate. Deodată un grup de băieți misterioși intră în eveniment și aruncă ouă în Thelma. Ei sunt trimiși de Megan, care dă click în secret pe imagini jenante cu Thelma. Cu ajutorul securității, Thelma ajunge în camera de hotel, dar continuă să devine din ce în ce mai deprimată. Se uită la cartea ei de cântece și decide să-l sune pe Otis. Înainte de a putea, Vic Diamond a început să o sune. În cele din urmă a făcut aranjamente pentru spectacolul Thelmei la Sparkle Palooza. Thelma se entuziasmează și uită să vorbească cu Otis. Mai târziu, în acea noapte, Thelma ajunge la o emisiune de premii muzicale și strălucește pe covorul roșu. Vic sublinează un defect de machiaj, așa că Thelma se grăbește la toaletă să-l repare. Brusc, Megan iese într-una dintre tarabe și arată o imagine pe care a dat click astăzi. Arată clar cornul Thelmei care se mișcă din locul său. Thelma încearcă să inventeze o poveste, dar Megan aruncă o găleată întreagă cu apă asupra ei. Ea continuă să filmeze toată scena și amenință că îl va distribui pe internet. Thelma o imploră pentru milă și se oferă să plătească orice în schimb, dar Megan vrea să scape de ea. Thelma renunță și promite că va dispărea ca și cum n-ar fi existat niciodată. Megan este de acord cu această înțelegere și pleacă. Vic o caută pe Thelma peste tot, dar nici nu o recunoaște fără vopsea roz și sclipici. Ea chiar câștigă premiul pentru cea mai bună muzică, dar nu-l poate primi. Vic urcă pe scenă și anunță că Thelma a dispărut în mod misterios. Toată lumea începe să o caute, în timp ce Thelma iese pe ușa de ieșire, își aruncă cartea de cântece la gunoi și merge cu autobuzul spre nicăieri. De a doua zi, întreaga lume este în doliu după ce a aflat despre dispariția bruscă. Voluntarii o caută peste tot, dar se simte că toată magia și speranța s-a pierdut în lume. Otis și Reggie o caută și ei, dar nu există niciun semn. 2 săptămâni trec, dar nimeni nu reușește să o găsească pe Thelma. Între timp, Thelma rătăcește prin deșerturi. Un șofer de camion o dă la plimbare, iar Thelma are în sfârșit șansa de a vorbi cu cineva despre cum se simte. Ea simte că toată viața i-a fost o minciună. Șoferul camionului poate înțelege pentru că și-a mințit soția în legătură cu meseria lui. Thelma îl sfătuiește să spună adevărul, pentru că dacă soția lui îl iubește, ea îl va iubi orice ar fi. Șoferul camionului este de acord și spune că orice s-ar întâmpla va fi mai bine decât să trăiești o minciună. Acest lucru face pe Thelma să ia o decizie importantă. Îl întreabă pe șoferul camionului să întoarcă roțile în timp ce se întorc în orașul lor. Ea îl tălește pe Otis și își cere scuze că i-a lăsat așa. Ea a făcut o mizerie uriașă și trebuie să o repare cât mai curând posibil. Ea a crezut că a deveni un unicorn îi va face visele să devină realitate, dar chiar a făcut-o pe Thelma să-și piardă prietenii adevărați. Acum va fi fericit
necesită să pună muzică oriunde, atât timp cât este cu prietenii ei. Dar Otis spune că este timpul să arătăm tuturor cine este adevărata Thelma. Sparkle Paloza este pe cale să înceapă și nimeni nu poate opri gălețile ruginite să urce pe scenă. Mii de fani de pe tot globul s-au adunat pentru Sparkle Paloza, cel mai mare eveniment muzical al anului. Big Stars vor cânta în locul Thelmei, dar fanii ei încă speră că dulcele lor unicorn va reveni. Între timp, Thelma și prietenii ei intră în locație prin ușa de ieșire din spate. Membrii personalului lui Nicky îl prind, dar Peggy se oferă voluntară să se ocupe de ei. Megan o vede pe Thelma în filmările CCTV și își ia telefonul pentru a partaja videoclipul, dar acesta rămâne fără baterie. Thelma și colegii ei de trupă ajung în culise și încuie ușa, dar Nicky și Megan se ascund deja acolo. În timp ce încearcă să prindă gălețile ruginite, acestea lovesc accidental firele electrice, iar platforma începe să se ridice pe scenă. Înainte de a ajunge lumina reflectoarelor, Thelma se îmbracă din nou în unicorn. Ea le spune tuturor că și-a dorit întotdeauna să fie pe această scenă, dar nu a știut niciodată ce se va întâmpla din cauza felului în care arată. Apoi, ea s-a întors într-un unicorn, iar oamenii au început să-i acorde atenție. Dar aceasta nu este ea adevărată. Spunând asta, Thelma șterge vopseaua. Publicul pare dezamăgit și deprimat, dar Thelma își începe melodia oricum. Oamenii încep în sfârșit să-i vadă adevăratul talent și să o aclame. După ce a terminat spectacolul, Thelma se pregătește să facă ceea ce aștepta de ani de zile, surfing.